Am făcut un flashcard cu colita ulcerativă, cele 6 simptome care apar într-un episod sever. Îl găsiți la Gastro, la pagina 1206 în Cumar. Ia să vedem. Iar ai și soarele, pentru că este un flashcard minunat. Le-am ordonat într-o anumită ordine, cumva să le rețin mult mai bine. Am observat că se tot repetă 3-ul și am zis că trebuie să fac altă ordine aici. Deci avem colita ulcerativă, episodul sever, da? Colita are 6 litere, deci vom avea 6 simptome și avem de 3 ori 3, după care avem un 6, un 9 și 1 de la 100. Aici, albumina avem sub 30 grame pe litru, VSH-ul peste 30, febra peste 37,5, peste 6 scaune pe zi cu sânge de 3 ori plus, deci se repetă un 3, tahicardie peste 90 și anemia sub 100 grame pe litru. Medicația. Îi dăm anticoagulare profilactică și hidrocortizon intravenos 100 mg de 4 ori pe zi. În text am găsit și această formulare, este același lucru, doar că spus cu alte cuvinte, adică heparină cu greutate moleculară mică subcutanat împotriva TEV-ului și hidrocortizon 100 mg intravenos la 6 ore. Este efectiv aceeași doză, doar că aici 100 de mg ori 4 ar veni 400 pe zi în total, iar aici 100 la 6 ore, adică în 24 de ore ar veni tot la fel 400 de mg. Deci este același lucru, doar că spus diferit, dar în chenar este această formă de anticoagulare profilactică și hidrocortizon 100 mg ori 4 pe zi, dar avem și această formulare în text.